Poți să discuți cu analiștii economici și să faci niște prognoze care țin, să ținem în cont, de ritmul de creștere al economiei din ultima perioadă. Dar nimeni nu poate ști sigur în câți ani noi o să ne întoarcem la prosperitatea din 2007-2008. Ceea ce vreau să vă spun este că în niciun caz cu un guvern de tip Boc-Băsescu nu avem șansă să ne întoarcem nici în 30 de ani. Pentru că acești oameni, nu numai că ei nu știu să facă economie, nu știu să facă, să spunem, societatea să meargă. Ei sunt destructivi. Tot ce a făcut Traian Băsescu a avut un rol destructiv. El, implicarea lui a fost destructivă. A lui Emil Boc nu mai spun. El nici n-a existat, de fapt. El acolo a fost ca, pus ca un pion pe tabla de șah. Vorbim acum de regină, de șah și așa mai departe. Bun. Pentru